o, cât e de minunat! N-ați vrea ca în ziua de astăzi să aveți această asigurare, că de astăzi poți să fii asigurat în cerul lui Dumnezeu. Haideți să cântăm! Eu aș vrea să cântăm toți. Frații mei, știți ce înseamnă să cânte o biserică? Când cântă biserica întreagă, se deschide cer. În seara, în dimineața aceasta, nu vă uitați la corul Bucovina. Ei sunt oameni ca și voi, dar au ales ca să laude pe Dumnezeu din toată inima. Și aș vrea să vă provoc. Ultima strofă, partea a doua a strofii, care așa de frumos spune, sunt asigurat. Și partea a doua strofei spune așa, am o nouă nădejde de sus, că sunt asigurat, sunt în cer moștenitor cu Iisus, o cât de minunat, toate le am din acea scumpă zi. Când m-am smerit și am crezut, am nestemate comori minunate, ce ochii încă nu le-au văzut, ni s-a vestit cuvântul, să băgăm de seamă, hai să ne smerim și să cântăm. Și acum vă provoc încă o dată să cântăm această ultimă strofă. Azi am o nouă nădejde de sus, știu că sunt asigurat. Sunt în cer moștenitor cu Iisus, o cât e de minunat. Toate rămâne în memorie o zi, dar când ne rugăm